Una dintre măsurile ordinului comun ale Ministerului Educației și cel al Sănătății este ca masca să fie purtată de elevi și în timpul orelor de educație fizică. Orele de sport, cu precădere, le vom desfășura în aer liber dacă ne permite vremea, dacă nu, în sălile special amenajate. Important este să avem dezinfectarea spațiilor după fiecare curs de acest fel. Cu mască? Cu mască, bineînțeles, și la sport, pentru că trebuie să avem asigurată, în primul și în primul rând, protecția elevilor. Profesorii sunt nemulțumiți de această măsură, deoarece orele în online au dus la o condiție fizică precară a elevilor. Sunt foarte dezamăgit de această măsură. Mă gândesc la sănătatea copiilor. Cei care au luat decizia asta, nu știu câte teste au făcut, dacă au făcut vreun experiment ca să vadă ce se întâmplă un copil făcând ora de educație cu masca pe figură. El este Edi, care astăzi pentru prima oară a fost nevoit să facă ora de sport în aer liber cu masca pe figură. Astăzi la ora de sport am alergat cu mască. Am simțit că mi-a bubuit inima. Doamna de sport mi-a zis că nu mai scoate în jos masca. Nu mai mă duc. Împotriva purtării măștii sunt și părinții care preferă să-și retragă copiii de la orele de educație fizică printr-o scutire medicală dacă autoritățile nu schimbă decizia. Deja am vorbit cu medicul de familie, merg mâine și voi lua o scutire pentru ca al meu copil să nu mai frecventeze orele de sport, nu cu masca pe față. Copiii au nevoie să facă efort fizic, cei mai mulți dintre ei ajung acasă și stau pe tablete sau în fața ecranelor. Așa că eu văd utilitatea acestor ore de sport, dar nu așa, nu cu mască pe față și nu îmbolnăvindu-ne copiii, din contră oferindu-le o gură de oxigen. Nu sunt de acord cu purtarea măștii la ora de educație fizică pentru copil, pentru copii în general, deoarece creierul nu îi se oxigenează, plămânii de altfel, iar ora de educație fizică, în loc să fie o plăcere, devine un chin. În calitate de părinte, nu sunt de acord cu purtarea măștii la ora de sport pentru că pune în pericol sănătatea copilului meu. Ministrul Educației a cerut o situație cu privire la practicile europene în acest caz. Informarea este oficială, venită de la reprezentanții de la Bruxelles. Austria nu solicită purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică. Belgia nu solicită. Am găsit un singur exemplu în Europa, într-o regiune din Italia, în care se solicită purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică și acolo decizia este în curs de actualizare. Potrivit acestuia, urmează noi discuții cu specialiștii în vederea completării ordinului comun al celor două ministere. Până atunci, elevii care vor participa la orele de educație fizică vor fi nevoiți să poarte mască.